Bună! Haideți să discutăm acum cum verificăm surjectivitatea unei funcții prin metoda în care calculăm sau aflăm imaginea funcției și apoi vedem dacă imaginea funcției corespunde sau ba cu codomeniul funcției, codomeniul fiind dat în enunț. Deci, cu alte cuvinte, f este surjectivă dacă și numai dacă imaginea funcției este codomeniul funcției. Acum, codomeniul e simplu, că e cel din enunț, întotdeauna pe care îl vedem în dreapta. Întrebarea e cum vom face imaginea funcției. Pentru funcțiile de gradul 1, respectiv de gradul 2, vom face tabelul în care vedem monotonia funcției și apoi ne raportăm la acel interval unde funcția este definită, pe R0, 1 și mai departe. Bun, la funcția de gradul 1 știm că ea este monotonă ori strict crescătoare și apoi strict descrescătoare până în punctul în care x-ul este abscisa vârfului minus b pe 2a. Monotonia în stânga și în dreapta o văd, o vizualizez în cap din concavitatea funcției, deci dacă e convexă, ea coboară și apoi urcă, dacă e concavă, ea urcă și apoi coboară. La gradul 1, de exemplu aici, știu că funcția este ori doar strict crescătoare, dacă coeficientul dominant e pozitiv, sau strict descrescătoare, dacă coeficientul dominant e negativ. Din nou voi face tabelul și văd imaginea din tabel. Haideți să vedem. Deci, la primul exercițiu, ce voi face? Deci, avem așa tabelul x și f de x. Văd coeficientul dominant că este 1, drept și prin urmare știu că funcția mea este convexă și deci domeniul meu, îl văd de aici, este R, minus infinit plus infinit și aici voi pune punctul minus B pe 2A, care la noi o să fie minus, B-ul este 1 pe 2.